n-am știut până acum despre ambra cenușie. Cine a auzit de ea? Cine? Toți? Ce e? Nu e gumă de mestecat. Ați auzit de ambră? Ce e ambra? O plantă, eu nici de plantă nu știam, îmi cer scuze. Dacă știți dumneavoastră că e o plantă, plantă să fie. Ambra cenușie, nu știu de la ce vine. Ambra cenușie știu, slavă Domnului, măcar cenușie. Ok, fiți atenți. Ambra cenușie. Cașaloții mănâncă tot felul de chestii. Calamari... pești de diferite forme și dimensiuni și unii dintre pești sau calamari au anumiți solzi care nu sunt digerabili. De exemplu, calamarul, da, caracatița, calamarul, au cică un cioc foarte puternic, e arma lor și ăsta nu se digeră. Calamarul în timp strânge în stomac un ghem de oase, ciocuri de la calamar, cașalotul strânge în stomac, ciocul ăsta de la calamar, oase, solzi, tot felul de chestii osoase. Le strânge ca un ghem în stomacul lui, se sudează acolo și în timp acest ghem se duce în intestinul cașalotului și se depozitează acolo. Dacă nu este eliminat, el continuă să crească, stă acolo, vă dați seama, în mijlocul fecalelor și în locul ăla de nedorit unde a stat cine? Iona, stă acolo mult și bine. El continuă să crească și este eliminat de cașalot, dar se poate chiar să perforeze intestinul cașalotului și să-l ucidă. Această ambră cenușie, fie că a omorât cașalotul, fie că este eliminată, regurgitată de cașalot, da? Sau scoasă prin fecale de cașalot, ea... nu se scufundă, plutește, da? Interesant, plutește. Se spune că poate să plutească și decenii întregi. Este arsă de soare, prinde crustă, tot felul de alge, prinde mirosul ăsta de mare. Cine ar crede că așa ceva este important pentru om? Cine ar crede? Se spune că un pescar a găsit un pește sabie, peștele sabie destul de măricel, așa-i? Da? Aproape cât un rechin. Un pescar a găsit în stomacul unui pește sabie o bucată de ambră cenușie și știți cu cât a vândut-o? Dați o sumă, prețul corect. Nu chiar așa. Cristi e mai... ele cu bani, ok, 20.000 de dolari. Tot e ceva, nu? Deci a vândut un ghem de ăla de ambră cenușie cu 20.000 de dolari. Vreți să știți la ce e bun? La ce e bună ambra asta cenușie, că am rămas șocat. Interesant este că ambra cenușie este vânată de parfumieri, de cei care fac parfumuri. Sora intra repede pe Google, nu? Așa, v-am prins. Așa. Deci este folosită în industria parfumului. Cine ar crede? Shocking! O chestie care stă în burta unui cașalot, care stă timp de ani de zile în mijlocul fecalelor, o chestie din resturi de alte animale, o chestie care plutește zeci de ani pe mare, care este coclită de soare, care, este vânată, clocită de soare, zice sora, da? Vă aud, vă și văd. Mi se pare că nu, dar eu vă aud și vă și văd. Da? Este acolo cum să zic eu? Hai, ajutați-mă. Bătătorită bine de timp, să spun, și când un parfumier pune mâna pe ea, este comoară. Știți de ce? Din două motive. Și acum căutați în mințile voastre până termin eu, care ar fi legătura cu viața ta?
da? Ambra cenușie și viața ta. Care ar fi legătura? V-ați prins. Haideți să vedeți cum descrie cineva mirosul. Mai mulți oameni au fost puși să descrie mirosul acestei ambre cenușii și au zis așa: un amestec de parfum de fân proaspăt cosit, de parfum lemnos ca de crâng umed cu ferigi și de o părere de parfum de violete. Interesting, nu? Și zice așa, pe lângă faptul că această ambră cenușie tocată, pisată, combinată cu niște dizolvanți, emană acest miros atât de plăcut, data viitoare când o să te dai cu parfum, dragă soră, că bărbații, o să vă zic cu ce m-am dat eu astăzi, data viitoare când te dai cu parfum, să-ți imaginezi și un strop așa de ambră cenușie. Sau du-te la vânzătoarea de la Sephora de jos și întreabă: parfumul ăsta are ambră cenușie? O să te dai mare. Ok, eu m-am dat cu un strop de, da, slavă Domnului că l-am primit pe gratis, un strop de Louis Vuitton, că am intrat în magazin, v-am povestit povestea și am convins-o pe doamna să-mi dea și mie o mostră. Nu am zis că vin din România, ok, dar am reușit să obțin o mostră de Louis Vuitton și o am în geantă și mă dau înainte de program un picuț așa. Ok, și pe lângă faptul că are un parfum extraordinar, al doilea element care face din ambra cenușie un ingredient unic pentru parfumieri este faptul că ea acționează ca un fixator în esență. Leagă parfumul și reduce ritmul de evaporare a aromei. Cine ar fi crezut? Am o întrebare. Cum le-a trecut prin cap oamenilor să folosească așa ceva în industria parfumului? La asta nu pot să vă răspund nicio. Inspirație, mulțumesc. Și inspirația de unde vine? De la Dumnezeu. Dar de fapt cred că e simplu. Cred că a găsit unul forma asta de balegă. Și ce face omul cu tot ce prinde în cale? A mirosit ambra cenușie. Și a zis, oh, cred că era franceză sau italian. Oh, che bella. Știi? Și a luat ambra cenușie și a făcut parfum. Știți ce m-am gândit eu? Ambra cenușie seamănă cu viețile multora de aici. Sau, hai să zic altceva, cu viețile tuturor. Nu-i așa? Și tu ai fost o ambră cenușie. Nu-i așa? La un moment dat făcut din resturi, la un moment dat refuzat de toată lumea, la un moment dat refuzat, nici marea nu te-a vrut. Ambra cenușie nici măcar de mare n-a fost, asta plutește, nu se scufundă. Da? Refuzat de toată lumea, respins de toată lumea, făcut din resturi, de un miros de nu știi cum să-l iei, ceva respingător, ceva care poate la un moment dat a făcut foarte mult rău, cum a făcut ambra cenușie cașalotului din care a ieșit poate într-un mod violent. Însă Dumnezeu a știut să facă din această ambră cenușie a vieții tale ceva special, nu-i așa? A făcut Dumnezeu ceva special din viața ta, să văd. Eu pot să spun că sunt o ambră cenușie valorificată de Dumnezeu. Iisus Hristos când m-a văzut pe mine, pentru că sunt foarte mulți pescari care nu știu ce e aia ambră cenușie și ei pescuiesc. Pentru cum a găsit pescarul ăsta ambră cenușie în burta unui pește sabie. Te uiți la ea și zici, ce-o fi asta? Și o duci acasă sau poate o vede un cumpărător de pește pe taraba ta și vine cumpărătorul ăla de pește și zice, vreau chestia asta, mi-o dai? Ia-o pe gratis. Pentru mine valorează mai mult decât gratis. Pentru mine valorează foarte mult. Iisus Hristos când te-a văzut pe tine a zis, pentru mine tu valorezi cât viața mea, o să-mi dau viața pentru tine. Crede-mă că doar pentru Hristos mai aveai valoare, așa sau nu așa? Doar pentru Hristos și pentru Dumnezeu Tatăl și pentru Duhul Sfânt mai aveai valoare. În rest, poate a fost un moment în viața ta în care n-ai avut valoare nici pentru părinții tăi. Poate a fost un moment în viața ta în care n-ai avut valoare pentru nimeni. Îmi povestea cineva o întâmplare, tata, îmi povestea o întâmplare despre, cred că un consătean sau ceva de genul, un tip care
făcea foarte mult rău. La un moment dat chiar a violat o tânără sau a făcut ceva foarte rău și tânărul ăsta a fost salvat de multe ori de pușcărie de tatălui care era foarte influent. Și la un moment dat taică-su s-a săturat de el. La un moment dat taică-su i-a spus: nu mai te apăr și nu mai impun pielea la bătaie pentru tine. Faci ce vrei. Când a făcut-o iarăși o prostie destul de mare pentru care merita pușcăria. Și știi ce a făcut tânărul ăsta? S-a spânzurat, s-a omorât, un consătean de-al tatălui meu. Pentru că a fost un moment în viața ta, și uite-te bine la mine și fii atent, în care viața ta n-a valorat nimic. A fost un moment în viața ta în care ți-a fost scârbă de tine, da sau nu? Mâna sus! Eu am ridicat primul, eu n-am ridicat să vă încurajez pe voi, eu am ridicat pentru că așa este în viața mea. A fost un moment în viața mea în care mi-a fost scârbă de mine, a fost un moment în care l-am dezamăgit pe Dumnezeu și mi-a fost rușine să mai mă rog. Ți-a fost vreodată rușine să te mai rogi? Poate încă ți este rușine să te rogi. Poate după fiecare păcat pe care îl faci din nou și din nou și din nou, ți-e rușine să te mai rogi. Și poate te confrunți des cu rușinea asta. Repet. Ai dezamăgit pe toți, poate ți-ai dezamăgit soția, poate ți-ai dezamăgit soțul, ți-ai dezamăgit copiii, nu știu ce ți-a mai dezamăgit, te-ai dezamăgit pe tine. Ești o ambră cenușie din care Dumnezeu poate să facă ceva de preț. Cine crede asta? Dumnezeu are ceva extraordinar, totul este extraordinar la El, dar voi face referire la ceva extra și extra și extraordinar pentru mine, anume Dumnezeu are talentul acesta să facă din ceva ce n-are niciun fel de valoare, ceva colosal. Se poate sau nu? Vreun brand a întâlnit în pușcărie un om care omorâse 4 persoane. Tată, mamă și 2 copii. Nu știu ce vârste aveau copiii, v-am mai spus asta. Sunt mulți care nu știu chestia asta. Și omul ăsta l-a cunoscut pe Hristos și a ajuns bucătar, și când vreun brand nici nu nimerea fasolele în ciorba de fasole, când găsea una, ci că se bucurau și se uitau la ea, stăteau câteva minute să o privească și după aia mânca fasola, norocosul câștigător al unui bob de, da? Fasolă, mulțumesc, te-am auzit. Și ăsta, criminalul ăsta întors la Dumnezeu, îi făcea brioșe lui vreun brand. Dumnezeu poate să schimbe, amin? Vreau să vorbesc despre acel moment în care conștientizezi faptul că Dumnezeu te poate ierta. Cel mai greu în consilierea mea față de oameni este să îi conving de faptul că Dumnezeu îi iartă. Cel mai greu îmi este să-i convingi pe oameni că sunt păcătoși. Nu e chiar așa de greu. Dar să-l convingi pe om că este iertat este foarte greu. Am întâlnit tineri atât de căpoși care mi-au spus la nesfârșit și a rămas ca ei: Dumnezeu nu mai mă iartă. Ba, te iartă. Nu mai mă iartă, știu sigur. Măi, înțelege că Dumnezeu te iartă și te vrea acasă. Nu mai mă iartă, sigur nu mai mă iartă. Și a rămas așa: nu mai mă iartă. Și am zis: până nu te convinge Duhul Sfânt, eu nu te pot convinge. Și vreau să privim acum la un text, Numeri 14:18, Dana, este unul dintre versetele mele preferate din Scriptură. Fiți atenți care este caracterul lui Dumnezeu și o să vorbim mai mult despre asta. L-ai găsit? Numeri 14:18. S-a blocat. Ok. Și dacă s-a blocat, înseamnă că trebuie să deschid eu repede. Să vedeți versetul acesta, Numeri 14. Ok. L-am găsit. Numeri 14:18 spune așa: Domnul este încet la mânie și bogat în bunătate. Iartă fără de legea și... Ce mai credeți? Iartă fără de legea și... Hai, nimeni nu mă ajută. Mulțumesc. Și răzvrătirea. Iartă fără de legea și răzvrătirea. Ce e răzvrătirea? Ce e răzvrătirea? Una este să greșești și să-ți dai seama că greșești, știi? Răzvrătirea este păcat plus o atitudine de respingere față de cel care te poate ierta.
Adică după ce că i-am greșit soției, a venit soția, haideți să vă dau un exemplu de răzvrătire din familia mea. Vreți? Mulțumesc, ați râs. Vă bucurați acum, că e pielea mea în joc. Adică vine soția de la muncă, poate vi s-a întâmplat și vouă, vine obosită, vine ostenită, a lucrat schimbul 2, tu ai stat acasă toată ziua, să zicem, că ai fost liber. Și mașina de spălat în care rufele în ea, ghiuveta este plină de vase, copilul este neschimbat și iritat la funduleț. Toată casa este vraișă și tu stai pe Facebook, tu stai pe laptop. Tu stai la film, pe Netflix și vine soția acasă și zice, măi omule, dar n-ai putut și tu jumătate de oră să scoți? O soră dă din cap, da. Și sora are vreo 70 de ani, cred. Da, așa e. Mai ales surorile în vârstă se întâlnesc des cu momentul ăsta. N-ai putut și tu, omule, să speli vasele alea, dar n-ai putut să scoți și tu rufele alea, dar n-ai putut și tu să schimbi copilul, că uite s-a iritat și trebuie să-l dăm cu Bepanten acum. Au cu sudocrem, notați-vă, doamnele însărcinate. Și tu după ce că ai făcut, n-ai făcut curățenie în casă și n-ai făcut toate lucrurile astea, mai te și rățoiești la ea. Dar lasă-mă, dragă, în pace, ai venit tu de la muncă pe capul meu. Asta e răzvrătirea. După ce că ești păcătos, după ce că ești rău, după ce că n-ai făcut nimic, mai ești și tare în gură. Asta e răzvrătirea, știi? După ce că ai greșit față de Dumnezeu, după ce că ai păcătuit, după ce că ți-ai bătut joc de viața ta, mai ai și tare în gură. Ce Dumnezeu, mă, lasă-mă, mă, cu Dumnezeul tău. Îmi scrie acum un tânăr, e un stand-upper de ăsta, de face comedie, unul mai plinuț, căruia îi zice invers. Ok, unul mai plinuț, căruia îi zice invers, da? Și zice, băi, Tony, ai auzit ultimul număr al lui? Și eu am zis, bă, sincer, nu-l urmăresc. Mi-a luat ceva timp să ai auzit de ăla și eu zic, cine e ăsta, mă? E un copil mai mic? Nu, mă, e unul de face mișto și râzi. Și zic eu, ce-a mai făcut? Păi așa a făcut un număr de comedie din cartea Geneza. Și face mișto de cartea Geneza și își bate joc de Dumnezeu și își bate joc de nu știu ce. Și face mișto și toată lumea râde de Dumnezeu. Vreau să vă spun un lucru, eu am văzut cel puțin două cazuri de miștocăreală față de Dumnezeu la TV. Unul a murit pe autostrada Soarelui, nu aș vrea asta. Omul ăsta, dacă mă aude, trebuie să înțeleagă că Dumnezeu nu se lasă batjocorit și nu e o amenințare umană. Nu e niciun fel de amenințare umană, că Dumnezeu știe să-și apere singur numele, amin? N-are nevoie Dumnezeu de noi să-și apere numele. Dar cuvântul lui Dumnezeu spune foarte clar, Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Dumnezeu nu o să se lase batjocorit. Unul a murit pe autostradă într-un accident de mașină, a fost neatent sau cică și beat chiar, iar celălalt a făcut, deși era în plină glorie și făcea mișto la o televiziune foarte renumită, făcea mișto de Dumnezeu și eram mult mai tânăr decât acum și m-am uitat la soția mea și am spus așa, îmi e milă de omul ăsta. M-am uitat la soția mea și am spus, îmi e milă de omul ăsta, de ce mișto face de Dumnezeu, să-l ferească Dumnezeu, măcar să-i dea timp să se pocăiască și să-i pară rău. Și a făcut un accident în care au murit oameni, nici de el nu s-a ales cine știe ce, după aia a mai făcut și că un accident și vai de el, vai de el, că mult timp ca o legumă, nici acum nu prea și-a revenit. Pentru că Dumnezeu nu se lasă batjocorit, dragule. Ați înțeles? Cine a priceput? Poți să faci tu mișto de Dumnezeu, ai libertatea. Ai libertatea să fii răzvrătit după ce că ești obraznic, după ce că ești păcătos, mai ești și obraznic. Se poate, dar până la o vreme, zice Dumnezeu, iartă și asta, amin? Ca o soție care la fel. Ai văzut că a fost, da, dacă vine omul ăla și, scumpa mea, draga mea, recunosc, n-am făcut curat în casă și te rog frumos să-mi ierți și obraznicia. Te-am supărat, mă pun la spăla vase. Dumnezeu iartă așa ceva. Dumnezeu îți iartă atitudinea, dar vreau să zic că nu-ți merge, nu-ți merge până la infinit. Pentru că tot cuvântul lui Dumnezeu continuă și spune așa, pedepsește, zice, dar nu ține pe cel vinovat drept nevinovat. N-are cum să facă Dumnezeu asta. El iartă nelegiuirea, el iartă răzvrătirea, dar n-are cum să zică la infinit despre tine,
Tony e bun când el nu este bun. N-are cum să închidă Dumnezeu ochii. Zice, păcatul și nelegiuirea unui om poate să-i spurce neamul până la a patra generație. Zice, da? Până la al treilea și al patrulea neam. Și am văzut oameni, chiar citeam acum un articol despre unul dintre criminalii Americii. L-am găsit întâmplător pe un site și spunea acolo avocatului, ci că omul ăsta efectiv s-a născut un om rău, spunea. S-a născut un om corupt. Din copilărie, studiindu-i viața, unul dintre cei mai celebri criminali în seria aia Americii, avocatului spune, eu n-am găsit un moment în viața acestui om, nici măcar în copilăria lui, în care părinții lui să spună despre el că au fost măcar odată mândri de el. Omul ăsta s-a născut rău. Păcatul generațional dus. Există salvare și pentru astfel de oameni, există sau nu? Dar trebuie să renunțe la răzvrătirea lor. Uitându-ne la Luca 15, începând cu versetul 11, ce e în Luca 15? Hai să vedem. Pilda? Vă mulțumesc, sora Magda, Dumnezeu să vă binecuvinteze. În primul și în primul rând, primul punct al mesajului meu, Dumnezeu ne cheamă la El prin simplul fapt că ne conștientizează starea. Și vreau să spun un lucru. Niciun om nu poate să-și conștientizeze păcatul dacă nu e luminat de Duhul Sfânt. Cine e de acord cu mine? Niciun om. Câți de aici din sala asta v-ați conștientizat păcatul și nevoia de Dumnezeu? Mâna sus. Este cineva care n-a conștientizat asta? Mâna sus. Dacă are cineva curajul, n-a conștientizat care are nevoie de Dumnezeu și păcatul din viața lui. Unii zgâdilați așa în palmă, dar le e frică să ridice mâna. Dragule, niciun om de pe fața pământului n-a putut să se întoarcă la Dumnezeu fără atingerea Duhului Sfânt peste el. M-auziți? Este foarte limpede. Spune Apostolul Pavel într-unul din versetele din Efeseni 2 de la 1 la 7, chiar în primul, Efeseni 2 cu 1, spune așa, voi erați cum? Morți în păcatele voastre. Un mort nu mai are cum să conștientizeze decât dacă este înviat. Ați văzut oameni care trăiesc, și v-am mai spus asta, ați văzut oameni care trăiesc în păcatele lor și n-au niciun stres cu asta, ați văzut? Am văzut în închisoare, că am vizitat multe închisori, cred că am vizitat mare parte din închisorile din România și am vorbit cu criminali mari. Și v-am mai spus odată, am întâlnit-o într-o închisoare, un înger de femeie, o femeie superbă, blondă, micuță, așa, și era la maximă securitate. M-am dus acolo într-un Crăciun să le ducem, le-am dus chestii pentru femei, le-am dus ciocolate, le-am dus cărți, le-am dus Biblii, le-am dus multe, le-am ținut un program, le-am cântat colinde și era o doamnă blondă, un înger de femeie. Și am zis, mă, e ceva îngrijitoare pe aici, erau într-un salon de croitorie și zic eu, sigur doamna asta le învață croitorie. Și stătea așa într-un colț, niciun gest nu schița. Și întreb pe o doamnă care avea grijă acolo de ele și întreb, da, doamna e din închisoare? Și zice, da. Dar zic, oh, dar ce a făcut? Dublă crimă. Uite, doamna blondă la vreo 40 de chile așa. Doamna asta de se uită acolo la noi. Ia? Da, mă, da, două crime. Omorâse pe iubitul și pe cea care s-a băgat între. Și era pe viață. I-a ucis cu sânge rece pe ambii. Era acolo pe viață. Și stăteam și mă gândeam, sunt oameni cu astfel de fapte, dacă te duci și întrebi, îți pare rău? Nu. Ai mai face asta? Da, cu siguranță. Ați întâlnit astfel de oameni, da sau nu? Eu am întâlnit. Îți pare rău, mă, că ți-ai bătut joc de nevastă ta, că ai lăsat-o, că ai nenorocit-o? Ce, frate, ea a vrut-o? Că se lua de mine în fiecare seară, că de ce ies cu băieții și vin la două noapte? Ea a început. Era tare în gură. Ai înțeles? Ce, frate? N-au niciun stres cu păcatul lor. Îți pare rău, mă, că te droghezi? Nu-mi pare rău, frate, de ce să-mi pară rău? E viața mea, fac ce vreau cu ea, frățioare.
N-am niciun stres. Pentru că n-au fost atinși sau nu s-au lăsat atinși de Duhul lui Dumnezeu. Oamenii care se lasă atinși de Duhul lui Dumnezeu înseamnă că sunt chemați de Dumnezeu la pocăință și au realizat asta. Vin tineri la mine și îmi spun: Tony, îmi pare rău, dar cred că Dumnezeu nu mai mă iartă. Și eu le zic: dragule, faptul că îți pare rău înseamnă că Duhul lui Dumnezeu te-a atins și te cheamă acasă. E așa sau nu e așa? Simplu fapt că îți pare rău, pentru că n-are cum să-ți pară rău de la sine, ascultă-mă ce-ți zic, n-are cum să-ți pară rău din senin, niciunui om nu-i pare rău de păcatul lui dacă nu e atins și chemat de Duhul lui Dumnezeu. Spune despre fiul risipitor: și a venit în fire, ai chemarea Duhului Sfânt. Momentul în care tu-ți vii în fire înseamnă că Duhul Sfânt te vrea. Pentru că dacă Duhul Sfânt nu te-ar vrea, dacă Dumnezeu te-ar abandona în mintea ta blestemată, n-ai mai simți niciun regret față de păcat și n-ai mai venit la biserică, îți spun. Nu mai scrie mie: frate Tony, mă iartă Domnul. Dacă îți pui întrebarea dacă te iartă Domnul, înseamnă că Duhul Sfânt încă te cercetează, amin? Și profită de asta. Repet, profită de asta. Și când să spui întrebări dacă te mai iartă Domnul sau nu, dar doar așa, când îți spui la rece și nici nu-ți mai pasă, atunci ai fost lăsat în voia minții tale blestemate. Se poate sau nu? Zice, au fost lăsați, Romani 1, citiți, au fost lăsați în voia minții lor blestemate și asta mă înfioară. Oameni care stau pasivi sau într-un fotoliu ca acesta pasiv, așa, ce mai vrea mă și ăsta, mă? Mamă, când se termină odată? Dacă pe tine nu te sensibilizează chemarea la Dumnezeu, dacă pe tine te interesează mai mult chemarea KFC-ului decât chemarea lui Dumnezeu, este o problemă de viață și de moarte. E așa sau nu e așa? Eu le spun multora cu care vorbesc: rămâi aici să zic ceva legat de viață și de moarte, și se sperie. De bune, mă? Zic, da, frate, e vorba de veșnicia ta, rămâi un pic să zic ceva. E de viață și de moarte. Dumnezeu să ne ajute. Conștientizarea. Vreau să vă spun un lucru. Ați citit povestea lui David cu căderea în păcat? Ați citit-o? Vreau să vă întreb. Cine și-a dat seama din toată povestea asta că e păcătosul? Dacă am citit Psalmul 51, ați citit Psalmul 51? Și ce am zice? Mamă, frate, ce s-a trezit omul ăsta la fix din păcat. Știți că David nu s-a trezit din păcatul lui? Știți asta? Știți că David a fost trezit? Nu e asta minunat? Știți că lui David nu i-a părut rău după ce a furat-o pe Batșeba și după ce i-a omorât soțul și a făcut un copil cu Batșeba? Știți că nu i-a părut rău? Pentru că el a rămas acolo. El n-a venit plângând la Dumnezeu, el nu s-a dus la Nathan, la păstor, acasă: pă, pastore, primește-mă! De ce? Sunt disperat! Am ucis un om! Nimeni nu știa că David omorâse un om, nici Batșeba, voi mă auziți? Batșeba n-a știut că criminalul ăla care s-a culcat cu ea i-a omorât soțul. N-a știut! N-a știut! Cred că singurul care a știut a fost comandantul, generalul oștirii lui. Că David i-a dat poruncă, bagă-l pe ăla în față. Și ăla s-o fi gândit, nu că i-a furat David nevasta. Știți ce s-a gândit? A, îl execută, că cine știe, nu și-a plătit taxele. Ați înțeles? Și l-a executat la ordinul lui David, neștiind de ce îl execută. N-a știut că David are chef de distracție acasă și a furat nevasta lui ăsta de lucide. El îl bagă sub zid să-i cadă pietre în cap. Și în condițiile astea în care David era din calea afară de stricat, din calea afară de păcătos, în condițiile în care David era un curvar și un criminal, Dumnezeu putea să facă cu el ca cu o insectă, mă înțelegeți? Putea să facă Dumnezeu cum fac eu cu țânțarii de la mine din casă sau cu muștele. Sau cu albină care îmi intră în mașină. Le dau cu toate alea după ea, unul mi-a rupt scaunul de la dubă, că a dat cu piciorul într-o albină. Era să facem accident din cauza lui. Ce ai, frate, n-ai văzut cu o albină la noi? Muream toți patru, cauza la că era o albină. Ai înțeles? Așa ar fi putut să facă Dumnezeu, cum a făcut ăla cu albina pe scaunul meu. Putea să facă: Davide, și ceva, nici măcar nu-ți pare rău. Pa! Al trece. Nu, Dumnezeu trimite la David, la păcătosul ăsta, trimite un profet. Îl trimite pe pastor. Primiți cu colindu. Da, era odată unul care avea multe oi și unul care avea doar una. Și ăla care avea multe oi n-a vrut să-și taie de la el. I-a tăiat-o pe ăluia de avea doar una. E drept? Oh, s-a prins David. Hop, ai funcționat cugetul, dar doar pentru altul.
cum sunt pocăiții noștri. Doar pentru altul, mâine, știi? Doar nu pentru el. Oh, să moară! Ba, ăla unde? E la noi, în regat? Se întâmplă așa ceva? Natane, arată-mi-l că-l spânzur! Natane, arată-mi-l că-l bacă pe ăla sub zid! Ăuleu, m-am scăpat! Arată-mi-l, Natane, că așa fac cu el! Și zice Natan, tu ești. În momentul în care Dumnezeu îi spune tu ești, prin Duhul Sfânt, îi se trezește cugetul. Ai înțeles? Cine, vă spun, cine are tot meritul în povestea asta? Cât la sută Dumnezeu, cât la sută David? 100% Dumnezeu, 0% David. David nu s-a trezit, el l-a trezit Dumnezeu. În dreptul lui David este același verset ca și în dreptul meu. Voi erați morți în păcatele voastre. Tu erai mort. Până n-a venit Duhul Sfânt cu adiere așa să te ia, tu n-ai simțit nimic. Dacă ești aici, dacă ți-ai plâns vreun păcat, este pentru că Duhul Sfânt te-a atins. Dacă nu ți-ai plâns niciun păcat, dacă nu te-ai pocăit înaintea lui Dumnezeu și dacă n-ai spus, Doamne, am nevoie de tine, știi ceva? Ți-ai închis inima față de Duhul Sfânt și e bai. E bai. E vai de tine. Pentru că ajungi în iad. Mă crezi? Cine mă crede? E vai de tine. Îți dai seama cât de tare ești dacă tu ai rezistat la chemarea Duhului Sfânt de a veni acasă. Îți dai seama cât de tare ești? Pune semne de întrebare, dar tare pe partea elaltă. Îți dai seama ce ai făcut. Gândește-te că ești mai periculos ca David. Că David a ucis și a furat nevasta aluia și tot s-a pocăit. Ce ai făcut tu? Ce ești, dealer de droguri? Ești ăla de la tăia cu sabia pe ăla din București? Ce ai făcut tu de nu vrei să te pocăiești? Ce ai făcut de inima așa tare? Te întreb, sunt curios, ce ar putea să-i facă inima așa de tare unui om, încât să nu răspundă chemării Duhului Sfânt? Eu sunt chiar foarte curios, aș vrea să trag de limbă pe un astfel de om. Omule, ce ai făcut de nu te poți pocăi? Ce ai făcut de nu te poți întoarce la Dumnezeu? Ce ai făcut de nu poți să îi spui lui Dumnezeu, da, Doamne, am nevoie de tine? Ce ai făcut? Chiar ești studiu de caz special. David s-a întors la Dumnezeu. Ascultă-mă, David a primit iertare, a acceptat iertarea. Spune că a plâns, s-a căit, i-a cerut iertare lui, avem dovezile în Biblie, i-a cerut iertare lui Dumnezeu, a postit numai ca să-l înduplece pe Dumnezeu, să nu-i omoare primul fiu care s-a născut din această crimă și din această preacurvie. Și a plâns și a postit, apoi s-a ridicat pentru că a acceptat iertarea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu a spus, asta este pedeapsa și asta va fi pedeapsa. Și David s-a ridicat. Și vreau să vă spun un lucru. Următorul fiu pe care l-a făcut cu aceeași femeie a fost dedicat lui Dumnezeu. Și aici este farmecul lui Dumnezeu. Zi tare. Solomon. Al doilea fiu făcut cu aceeași femeie îi este dedicat lui Dumnezeu. Dacă tu erai Dumnezeu, ce făceai? Nu. Nu pot. Păi tu îmi dai cadou un copil făcut cu aceeași femeie. Băi, Davide, vrei să-mi aduci aminte de păcatele tale? Bă, Davide, așa e. Nu, următorul copil pe care l-a făcut cu femeia asta l-a numit Yedidia. Ce înseamnă? Iubitul Domnului. Și vreau să vă spun, și-a revenit laptopul? O, aleluia. Vreau să vă spun și vreau să căscați bine de tot ochii, dar sper să nimerez versetul, 2 Samuel 12 cu 24, Dana, te rog frumos. 2 Samuel 12 cu 24. Știți ce a făcut Dumnezeu cu acest copil? Semn că Dumnezeu știe să ierte. David a mângâiat pe nevastă sa Batșeba și a intrat la ea și s-a culcat cu ea. Ea a născut un fiu pe care l-a numit Solomon și care a fost iubit de Domnul. Pentru că David l a dedicat. Dă versetul următor. El l-a încredințat în mâinile prorocului Natan și Natan i-a pus numele Yedidia, iubitul Domnului. Dumnezeu știe să ierte. Amin? El, de fapt, el a inventat iertarea. El a inventat iertarea. Știați că Dumnezeu a inventat iertare? Știați asta, da sau nu? El este inventatorul iertării. El nu mai ține ranchiună și pică pe viața ta. Ok, ai păcătuit, ți-ai distrus viața, ai curvit, ai furat, ai mințit, poate chiar și, ai și ucis.
Poate chiar ai și ucis. Nu știu ce ai făcut cu viața ta. Vreau să spun un lucru. Dumnezeu nu pune o etichetă pe viața ta și toată viața vei fi blamat din cauza păcatului tău. Toată viața ta tu n-ai acces la Dumnezeu. Vreau să vă spun, moștenitorul tronului, cine a fost? Solomon, cel mai înțelept om de pe pământ, cine a fost? Cel mai bogat om de pe pământ, cine a fost? El este semnul că Dumnezeu știe să binecuvinteze acolo unde a fost blestem. Amin? El este semnul că Dumnezeu știe să reabiliteze ceva ce vine din spurcăciune, ceva ce vine din stricăciune, ceva ce vine din bătaia ta de joc, Dumnezeu poate să reabiliteze. Mă crezi sau nu? Dacă ai îndoieli că Dumnezeu poate reabilita, dacă ai îndoiel că Dumnezeu poate ierta, uite-te la Solomon. Este dovada clară și cel mai puternic argument că Dumnezeu iartă. Pentru că dacă Dumnezeu nu l-ar fi iertat pe David pentru crima lui, pentru preacurvia lui, pentru mișelia lui, dacă Dumnezeu nu l-ar fi iertat, l-ar fi respins pe Solomon și ar fi zis, du-te cu Solomon cu tot. Dar nu, Dumnezeu știe să ierte. Dumnezeu știe să ierte. Mă apropii de încheiere, Beni, te rog frumos să vii la pian, mulțumesc. Dumnezeu ne cheamă prin opusul suferințelor noastre, punctul 2. Și punctul 3, Dumnezeu ne cheamă prin răbdarea sa. Primul punct, Dumnezeu ne cheamă prin conștientizarea stării noastre. Dumnezeu ne cheamă prin opusul suferințelor noastre și Dumnezeu ne cheamă prin răbdarea sa. Vreau să fac o mică referire la Dumnezeu ne cheamă prin opusul suferințelor noastre. Voi ați observat că toți oamenii conștientizează că mai bine e la Dumnezeu? Voi ați observat asta? Oricât de mult și-ar bate joc de viața lor, majoritatea oamenilor, cei care mai au un strop de minte și care n-au înnebunit de tot, vin și știți ce spun? Eu cred că la Dumnezeu e bine. Vin oamenii aici și cu viețile distruse, oameni care și-au bătut joc, oameni care și-au distrus viețile, au venit oameni bolnavi în ultimul hal, în ultimul grad de boală, au venit după ce și-au distrus viețile și știți ce mi-au spus? Mai bine la Dumnezeu. Dumnezeu ne cheamă prin opusul suferințelor noastre. Căpătăm foarte multă suferință în urma păcatelor din viața noastră și ceva ca o voce ca în fiul risipitor vine și în mințile noastre și uitându-ne la porcii din viața noastră, uitându-ne la zgârcenia și la diabolismul stăpânului porcilor, că zice stăpânul porcilor nu-i dădea nici măcar mâncarea de la porci. Cine e stăpânul porcilor? S-a convins fiul risipitor de stăpânul porcilor. Nu știu dacă tu te-ai convins de satana. Nu știu dacă tu te-ai convins de Dumnezeul veacului acestuia pe care poate l-ai slujit până în acest moment. Și vreau să vă spun, orice om care stă departe de Dumnezeu slujește pe Dumnezeul veacului acestuia și este condus de Dumnezeul veacului acestuia. Mă crezi sau nu? În tine lucrează Dumnezeul veacului acestuia, adică stăpânul porcilor, adică stăpânul dracilor. Și dacă vrei referința Bibliei, dă-te rog frumos la Efeseni 2, versetul 1. Că acum merge laptopul. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, adică după stăpânul porcilor. Cine e domnul puterii văzduhului? Satana, a duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Când nu ești în Dumnezeu, în tine lucrează duhul neascultării, duhul lui Antichrist. În tine lucrează satana care te pune să te împotrivești lui Dumnezeu. Poate a lucrat până acum în tine. Repet, există doar două căi, există doar două drumuri, există doar două forțe care guvernează lumea și una în curând va fi închisă pentru totdeauna și va plăti pentru totdeauna, pentru veșnicie. Ieroboam și-a bătut joc de Dumnezeu, și-a bătut joc de chemarea lui Dumnezeu. Aș vrea să spun un lucru pentru Ieroboam, a fost prea târziu. Știi că a fost prea târziu pentru Ieroboam? Dumnezeu îi trimite lui Ieroboam Duhul Sfânt să-l cheme. Când Ieroboam devine din calea afară de nesimțit, din calea afară de obraznic, de batjocoritor, ca stand-up-ul ăștia din România față de Dumnezeu, Dumnezeu trimite un semn, poate o să afle omul ăsta de mesajul meu, poate o să-l audă. Am scris un mesaj despre Rengle, sau cum îl cheamă, și am auzit că a fost văzut într-o biserică.
a fost văzut într-o biserică. Am scris un mesaj pentru el. Din toată inima îmi doresc să se întoarcă la Dumnezeu, să-L cunoască pe Dumnezeu și să se lase de păcatul lui, care are nevoie de Dumnezeu. Și Dumnezeu încă îl poate ierta și îl poate salva. Și noi mi-a scris, roagă-te pentru că l-am văzut într-o biserică. Mă rog și pentru micuțul. Să-L văd și pe el într-o biserică, să-i vină mintea la cap, să realizeze că are nevoie de Dumnezeu. Să realizeze că Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Să realizeze că geneza este și istoria vieții lui. Geneza este istoria apariției omului pe pământ printr-un miracol. Totul e miracol. Totul e miracol. Ieroboam prea târziu s-a întors la Dumnezeu. Se înfundă drumurile. I s-a născut lui Ieroboam un copil cum? Eu am observat, mulți își permit nepocăință până li se naște primul copil. Se roagă așa, Doamne, dă să fie sănătos, iartă-mi păcatele și se naște sănătos. Am scăpat și se întorc la beție, la prea curvie, la nenorocire, la numai, lasă-mă, am luat țeapă. De fapt, n-am vrut să mă rog că mă descurcam singur. Vine al doilea copil, Doamne, te rog să fie sănătos, Doamne, iartă-mă, am fost un nesimțit față de tine. Iar se naște ăsta sănătos, iarăși. Așa facea Ieroboam, se naște un copil. Și când i s-a născut bolnav, știi ce zice? Nevastă, schimbă-te, lasă rochia aia, nu știu de care, ia niște zdrențe pe tine, ia copilul ăsta, murdărește-l un pic pe față și du-te la prorocul, acela care mi-a zis că voi fi împărat. Tot la Dumnezeu vii, mă? De ce nu te duci la dracii tăi? De ce nu te duci la dracii cărora le-ai slujit? De ce nu te duci la păcatul tău? De ce nu te duci în club să-ți vindece copilul? De ce nu te duci la ăla care ți-a dat șat după șat să-ți ia depresia? De ce nu te duci la ăla care ți-a vândut drogurile să te lase de ele? Să ziceați, mă, banii te plătesc dublu, dar i-am simptomele, i-am tremuriciu. De ce nu te duci la dracul care te-a înveninat, care te-a spurcat, care ți-a nenorocit viața? De ce nu te duci la el să te facă bine? Dar măcar dacă vii la Dumnezeu, vino din toată inima și vino la timp când ești chemat, amin? Ieroboam se duce și zice în lumea asta, du-te la proroc că o să ți-l facă bine. Dumnezeu nu poate să fie prostit, amin? Când te-a chemat Dumnezeu, când erai în biserica Profides, marți la ora 21, pe data de cât e astăzi? 13, cred. 14. Când erai pe data de 14 la biserica Profide și te chema Dumnezeu, de ce n-ai vrut, mă, să vii? Vii acum! După ce ți-ai mai bătut joc de Dumnezeu încă 7 ani, încă 14 ani, după ce l-ai neglijat pe Dumnezeu încă 30 de ani, după ce te-a chemat Dumnezeu în fiecare zi a vieții tale, vii acum! Pentru unii prea târziu, pentru Ieroboam a fost prea târziu. Ahia, cred, prorocul, așa îl chema, nu mai vedea și auzea slab. Și zice Duhul lui Dumnezeu, dar vedeți, omul nu mai vedea, dar Dumnezeu vede. Amin? Omul nu mai vedea. Dar zice Dumnezeu, vezi că vine una la tine îmbrăcată în zdrențe, cred că și miroase urât, a transpirație și a mucegai. Vine cu un copil bolnav și vrea să te prostească, să îl vindeci, se dă drept alta. Dar este nevasta celui care m-a nesocotit până acum. L-am chemat de atâtea ori. L-am chemat de atâtea ori. L-am chemat la Profides, l-am chemat la Betel, l-am chemat la Maranata, l-am chemat la în fiecare zi. E prea târziu pentru el. Și ce mesaj să ai pentru Ieroboam și pentru soția lui și pentru copilul lor bolnav? Ăsta e Dumnezeu. Și ce mesaj să ai? În momentul în care vei călca pragul casei, copilul, spuneți voi. Nu. Am zis că e prea târziu pentru Ieroboam. Când tu, ca mamă, vei călca pragul casei, copilul va muri. Copilul va muri. Și spune așa, va fi singurul îngropat în casa ta, din casa ta într-un mormânt, pentru că a fost singurul neprihănit găsit în casa ta. Singurul neprihănit. Copilul ăsta e singurul neprihănit, că n-a apucat să vadă păcatul casei tale. Și îl iau acasă. Îl iau acasă. Copilul ăla, ferice de el, că n-a văzut păcatul părinților lui. L-a luat Dumnezeu acasă. Zice, singurul îngropat în mormânt, e singurul neprihănit din casa ta. Dragule, n-aș vrea să fie prea târziu pentru tine. Dumnezeu te cheamă și Dumnezeu vrea să te ierte. Cine crede asta? Vă mai spun două povești.
minunate. Și închei. Vreau să spun că în lumea mare n-am știut nicio, dar parfumurile nu se pot conserva. Voi ați știut asta? Ani de zile. Un parfum lăsat 10 ani, 20 de ani își pierde mirosul. Nu există mediu să poată să conserve parfum. De aceea nu există parfum de pe vremea Domnului Iisus sau de pe de acum câteva sute de ani. Nici măcar cu 100 de ani în urmă nu există parfum. Dar fiți atenți, există două cazuri unice în lume în care un parfum de vreo 147 de ani și unul de 437 de ani au putut fi mirosite. Știți cum? Știți cum? Ambele au fost găsite pe epavele unor nave scufundate în mare. Navele au fost distruse, au intrat în mâlul mării, au fost acoperite de mâl și după ani de zile, două nave, cred că englezești, Mary Celestia și Mary Rose. Mary Celestia este cea scufundată în 1864, a fost dezgropată în 2011. Pe nava aceasta se aflau parfume făcute de celebrii P.S. și Lubin, firmă fondată în 1855, cei mai mari parfumieri din istorie, cei care au făcut o scară a valorilor parfumurilor. Cei mai mari, părinții parfumeriei moderne, să spun așa. Toți erau curioși să miroase măcar un parfum făcut de oamenii ăștia și au putut să o facă. Deși nava aia a fost scufundată în mâlul ăla, deși n-a mai putut fi recuperat nimic, s-a recuperat parfumul. Și vreau să spun ceva. Când te-a creat Iisus Hristos, când te-a creat Dumnezeu, a pus în tine ce? Ce a pus? Spune tu. Parfum. A pus parfum de cer. Cine crede asta? Fiecare om are parfum de cer în el. Fiecare om are ceva special în el. Indiferent că ți-ai bătut joc de viața ta sau nu. Ca o navă din aceasta care transportă. E imposibil să nu existe pe un vapor măcar un diamant, măcar un inel de aur, măcar un parfum de preț. Tu ai ceva valoros chiar dacă ți-ai bătut joc de nava vieții tale. Ai parfum pus de Dumnezeu acolo. Parfumul ăsta poate fi scos și poate reînvia viața ta, pentru că asta e esența, sufletul tău renăscut de Dumnezeu. Crezi asta? Am văzut oameni pe patul de moarte a căror carcasă n-a mai fost refăcută, ca nava Celestia sau Mary Rose sau Mary Celestia. Am văzut oameni a căror carcasă n-a mai fost făcută de Dumnezeu, dar a căror suflete au fost înviate de Dumnezeu. Ați văzut și voi? Am îngropat un om de 47 de ani, așa, și a bătut joc de soția lui, a abandonat-o cu 3 copii. Eu am cântat la înmormântarea lui și am predicat la înmormântarea lui. 47 de ani. Și a bătut joc de nevasta lui și știți de ce l-a luat Dumnezeu? Fiți atenți de ce l-a luat Dumnezeu acasă. Pentru că i-a jurat lui nevastă sa, i-a zis așa, îți voi arăta că eu pe copii ăștia, deși a crescut în biserică omul ăsta, asta așa, îți voi demonstra că pe copii ăștia eu ți-i stric. Îți voi demonstra că eu ți-i învăț să fumeze, să bea și îi voi face curvar ca mine. Îți voi demonstra asta. Și a început să o facă. Și Dumnezeu a zis, na, stai tu liniștit, na, copiii ăștia să-i mei. Pentru că mama lor plângea zi și noapte pentru ei. A zis, nu, copiii ăștia să-i mei. Două tipuri de cancer i-a dat. A murit de două tipuri de cancer. S-a întors la Dumnezeu. Eram în tabăra Profides, prima tabără sau a doua tabără Profides. Și era pe un scaun în fața mea. Nu mai putea să meargă bine. Arăta de o vârstă mult mai, cu 20-30 de ani, mai înaintată în vârstă. Nu mai avea păr, era palid, abia se ținea pe picioare și a plâns la predica mea. S-a întors la Dumnezeu în ultima clipă. Batjocura l-a băgat în pământ, dar parfumul din el a fost mirosit din nou. Aș vrea să te ridici în picioare. Aș vrea să înțelegi că Dumnezeu te iubește și Dumnezeu te vrea. Dar vreau să înțelegi că trebuie să răspunzi acestei chemări. Nu știu dacă ai înțeles mesajul meu din seara asta. Te poți pierde ca fiul risipitor. Poți să pleci de acasă. Poți să te rătăcești ca mulți eroi ai credinței. Și cel mai plauzibil pe care ți l-am dat, ca David. Te poți rătăci ca David.
după ce ai scris psalmi, după ce ai cântat în biserică, poate după ce ai predicat, poate că satana te-a ispitit prin prea curvie, prin ură, poate chiar prin ucidere. Și poate că reușesc să fii un Nathan în seara asta pentru tine. Sau în momentul în care asculți acest mesaj, poate reușesc să fiu un Nathan pentru tine și să-ți retrezesc prin Duhul Sfânt Duhul, să ți se facă dor de Dumnezeu. Aș vrea să-ți spun că există salvare și iertare și pentru tine. Există salvare și pentru tine. Există parfum în tine pe care nu ți-l poate lua nimeni, pe care îl poți irosi doar în momentul în care îți dai Duhul și pleci de pe pământul ăsta. Atunci nu mai poate fi recuperat parfumul. Dar cât timp respiri, cât timp gândești, cât timp ai conștiință și cunoștință de sine, te poți întoarce acasă. Dacă e cineva în sală care nu s-a întors acasă până acum, este momentul să o facă. Aș vrea să închidem cu toți ochii. Dacă vrea cineva să-L recunoască pe Dumnezeu ca Domn al vieții, nu pentru mine și nu pentru biserica asta, nu mă interesează unde te vei duce de acum încolo. Eu m-aș bucura să rămâi în mijlocul familiei noastre și să crești în cunoașterea lui Dumnezeu împreună cu noi. M-aș bucura. Poate ești pasager pe aici și Dumnezeu te-a trimis. Aș vrea să închideți cu toți ochii și dacă există cineva care nu l-a cunoscut pe Iisus Hristos până acum, căruia Duhul Sfânt i-a vorbit și vrea să ridice o mână ca să-L vadă cerul. Aleluia! Fă-ți curaj, pentru că îți spun un lucru. Iisus a ridicat ambele mâini pentru tine și și-a dat viața pentru tine. Și fără acest gest îți spun, fără gestul recunoașterii nevoii tale de Dumnezeu, n-o să fii salvat. N-o să fii salvat. N-o să fii salvat, îți spun. Aleluia! Aleluia! Dacă sunt persoane în viața ta care nu-L cunosc pe Dumnezeu, dacă sunt persoane în familia ta care nu-L cunosc pe Dumnezeu și pentru care trebuie să te rogi, mi-a scris o tânără și mi-a spus, mama mea l-a refuzat pe Dumnezeu deși am vorbit de atât de multe ori și a crezut că are timp. Așa ne minte satana, credem că avem timp. A intrat în comă subit, în somn. Mă rog pentru a și plângea această tânără. Plângea și spunea, Tony, aș da orice ca mama mea să se trezească. Mă doare pentru că a crezut totdeauna, tot timpul a crezut că are timp, are timp, am mamă timp, am timp. S-a culcat și nu s-a mai trezit. Te poți culca că ești tânăr, că ești bătrân, te poți culca și să nu te mai trezești, te poți pune la volan și să nu mai fii în viață apoi. Orice se poate întâmpla și să pleci subit, ca un abur, ca un abur. Nu-i păcat să irosești această șansă. Recunoaște-L pe Dumnezeu. Te lasă să te rogi pentru tine, pentru rudele tale, pentru cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Te lasă să te rogi.